Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre un fenomen destul de stringent pentru societatea noastră, dar în același timp destul de discutat. Până la urmă este vorba de protecția consumatorului, despre drepturile consumatorului și despre acțiunile pe care trebuie să le întreprindă acesta atunci când constată că le-au fost încălcate anumite drepturi. Vom încerca să discutăm cu Veceslav Ciuhrii, șef adjunct al Direcției Control Produse Alimentare și Servicii Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Alexandru Bot, avocat. Bună seara și bine ați venit la emisiunea Reflector Analitic. Stimați telespectatori, domnilor invitați, până a da curs acestei discuții pe marginea temei enunțate un pic mai devreme, vreau să vă propun spre vizionare un subiect realizat de către colegii noștri de la Departamentul Știri pe marginea problemei enunțate mai devreme. Rog regia să privim acest subiect, după aceea continuăm discuția în cadrul studioului. Redacția televiziunii noastre s-a adresat un tânăr în scopul de a cere ajutor pentru a clarifica o situație. Eugen ne-a comunicat că regulat în unul și același magazin se confruntă cu calitatea îndoielnică a produselor alimentare. De această dată, din supermarket, el a cumpărat un iaurt pentru copil. La prima vedere, data de expirare indicată pe etichetă indica că produsul este comestibil. Însă, surpriză, după deschiderea iaurtului, suprafața acestuia s-a dovedit a fi acoperită cu mucegai. Împreună cu eroul reportajului ne-am îndreptat spre magazinul care face parte din lanțul de supermarketuri bine cunoscute și situat în una dintre suburbiile capitalei. Scopul nostru este de a restitui costul iaurtului alterat și de a cere o explicație din partea administratorului. Вот все йогурты. То есть это когда случилось примерно? Это... Полчаса назад, может быть, 40 минут, 13:21 здесь указано на чеке. Здравствуйте, нам нужен администратор. Да. Да. Желательно жалобная книга. Здравствуйте. Купил ребенку, хорошо, что я открыл, а не ребенок, и не начал кушать. И что я обнаружил внутри? Срок годности еще нормальный. Нормально, да? Пришли жаловаться, телефон взяли и ушли. Хорошо, что я открыл, а не ребенок, и не начал кушать. Ребенок-то этого не понимает. А если бы ребенок отравился, что мне делать? Apariția noastră în centrul comercial cu camera de filmat nu i-a bucurat pe angajați. Bodyguardul a încercat din răsputeri să împiedice filmarea, iar administratorul a plecat în grabă să caute managerul magazinului. Servicii managera, vă... Подождите. A vă кто? Вы же администратор, вам же так представили. Странно. Очень странно. Managerul mult așteptat, practic a fugit de responsabilitate. Здравствуйте. Мы пресса, мы телеканал Акчен ТВ. С нами даже говорить не хотят, просто вы ничего не имеете права, получается, травитесь. Я извиняюсь, женщина, а вы кто? Скажите, пожалуйста, вы менеджер? Мы даже общаться не хотят. Ну давайте последуем туда, где есть менеджер. Нам нужен менеджер магазина. Проведите нас, пожалуйста, к менеджеру. Niciun membru al administrației așa și nu s-a interesat cu ce problemă ne-am adresat, iar personalul a dat clar de înțeles faptul că încercarea de a soluționa problema pe cale amiabilă este în zadar. Astfel, Eugen a cerut condica de reclamații. Вашего магазина. Как зовут администратора вашего магазина или что это? Менеджер Русу Ларису, да? А сейчас мы поедем в агентство по защите прав потребителей и
надеюсь, что там нам помогут. Большая надежда. Будем требовать возмещения морального ущерба и экспертизу данного продукта. Какую реакцию администрации вы рассчитывали? Ну, я думал, хотя бы подойдут, извинятся, поговорят, как-то попытаются сгладить конфликт. Они даже не хотели с нами разговаривать. Ужас. Я удивлен, что они еще не вызвали агентство какое-то по охране, чтобы нас оттуда вышвырнули. Они же любители это все делать. Cu echipa ne-am adresat la Agenția pentru Protecția Consumatorului din Moldova pentru a scrie o plângere și a trimite produsul la expertiza microbiologică. Experții ne-au explicat detaliat ce trebuie să facă persoana care se confruntă cu o asemenea situație. Очень правильно сделали. Что были, что вы обратились к администрации магазина. Это очень правильно. Значит, также вы очень правильно сделали, что написали за это самое в книгу жалоб и предложений. То, что вы написали, это очень правильно сделали. И еще правильнее сделали, что вы обратились к нам, в агентство по защите прав потребителей. Что ждет нас дальше? Во-первых, этот продукт будет осуществлен контроль, внезапный контроль на то предприятие, где вы купили, на ту торговую точку. Значит, будет отбор проб, будет, значит, рассмотрены условия, по которым он выставляется в продажу, документы, все на него. То есть полностью рассмотрение именно этого продукта. Inspectorul a remarcat faptul că în cazul în care expertiza va stabili vinovăția agentului economic care furnizează astfel de produse, acestuia i se vor aplica sancțiuni. Dacă se dovedește că distribuitorul nu este vinovat, iar problema este în producător, autoritățile publice pot interzice importul produsului în cauză în Moldova. Вы будете проинформированы в течение, скажем, 15-20 дней от сегодняшнего дня, потому что этот продукт необходимо отобрать и сдать в лабораторию, посмотреть, что с ним. Если это микробиологически, он будет некачественным, то есть там найдут, от чего появляется вот эта плесень, или он чистый микробиологический, или он нечистый и так далее. То есть сама кауза, сама проблема в чем состоит, и когда мы узнаем всю эту проблему, вы будете оповещены, что и как. De asemenea, potrivit legislației privind protejarea dreptului consumatorilor, cetățenii au dreptul de a acționa în instanța de judecată și să ceară despăgubiri pentru daune morale sau materiale. Dacă ați cumpărat produse de calitate îndoielnică din magazine, trebuie imediat să vă adresați la administrația centrului comercial. Ei trebuie să vă returneze valoarea mărfurilor. Să scrieți o plângere în codica de reclamații și să vă comunice măsurile întreprinse. Contactați Agenția pentru Protecția Consumatorilor sau scrieți o plângere în departamentul special de pe site-ul oficial al instanței www.consumator.gov.md sau sunați la linia fierbinte 022 74 14 60. Stimați telespectatori, am revenit în studioul la discuție. Spuneam ceva mai devreme, tema ediției de astăzi este protecția consumatorului. Invitații noștri sunt Veceslav Ciuhri, șef adjunct al Direcției Control Produse Alimentare și Servicii Agenția pentru Protecția Consumatorului și Alexandru Bot, avocat. Domnule Ciuhri, cât de des aveți astfel de cazuri, astfel de reclamații către agenția pe care o reprezentați și dacă aceste cazuri ca și evoluție sunt mai multe la număr? Dacă o părere de rău, avem foarte multe cazuri, nu mă refer la iaurturi, mă refer în deosebi la toate produsele alimentare. Adică plângeri sunt foarte multe și ele acum au devenit mult mai des depuse de către consumator. Posibil este
faptul că consumatorul a devenit mai informat și deja cunoaște unde poate să se adresa și cum poate să-și protejeze drepturile sale. Ce ține de produsele lactate de aurtului acesta, într-adevăr, în ultimul timp s-au mărit considerabil petițiile concret la aceste produse. Și cum am menționat deja odată, controlul acesta ne va decide ce facem mai departe. Vom încerca să examinăm acest caz până la sfârșit și dacă în cazul când devine agentul economic care comercializează acest produs, adică sunt niște condiții specifice, speciale impuse acestui agent Domnule economic. Domnule Ciprie, pe fiecare dintre noi ne interesează un aspect destul de pragmatic. Cât de repede sunt soluționate asemenea cazuri? Agenția, chiar dacă ne referim la acest caz, imediat a reacționat și deja controlul de stat este inițiat, produsul este prelevat și acum se concretizează. Mâine deja o să avem toată informația referitor la cine este de vină, producătorul, comerciantul sau importatorul. Adică noi căutăm cauză, vedem pricinile care au adus la alterarea acestui produs. Și cine va fi vinovat, acela va duce răspundere concretă. Și în cazul când într-adevăr se va constata că este producătorul, ne vom strădui ca acest produs nu mai fie plasat sau importat în țară. Domnule avocat, cât este de straniu, nici bani nu s-au returnat pentru acest produs, nici administrația nu a purtat un dialog constructiv cu acest consumator. Unde s-a făcut această fisură și de ce? În prezența camerei de filmat, fiindcă de regulă când se constată asemenea cauze, situații, pentru evitarea anumitor sancțiuni care pot interveni din partea agenției pentru protecția consumatorului, de regulă se discută, se merge la un dialog, se restituie paguba cu scuzele de rigoare. Cred că camera de luat vederea și fost cauza pentru care s-a evitat un dialog sau o confruntare directă cu acel consumator. Asta ar fi cauza. Cu siguranță toate procedurile respective trebuie finalizate și din practica mea, din câte cunosc, deci anume asemenea situații se consumă la nivel de sancționare contravențională. De regulă nici nu se depășește o anumită etapă până la care am discutat despre poate litigii de durată în acest sens. Dumneavoastră, în calitate de avocat, cât de frecvent sunteți solicitat pentru a apăra anumite persoane sau a cere consultați cel puțin juridică? Pe marginea produselor alterate, recunosc că sunt contactat rar, mai bine zis chiar deloc. De regulă, atunci când se invocă sau se cere o asistență juridică pentru protecția drepturilor consumatorilor, vorbim despre situațiile din domeniul imobiliar. Nu în ultimul rând sunt frecvente situațiile din sectorul prestării serviciilor comunale, unde într-adevăr se necesită o asistență calificată și de fapt aici vorbim despre sume sau prejudicii aduse mult mai grave persoanei decât cele prezentate în reportaj, care de fapt nu sunt mai puțin importante. Să fie lipsa de informare sau indiferența oamenilor atunci când vorbim despre raportarea acestor cazuri, pornind probabil de la produsele lactate și terminând cu mezeluri? Pentru că astea se dovedesc a fi cele mai vulnerabile. După aceea ne va spune și domnul Ciuhri care e starea de lucruri. Posibil și atunci când consumatorii privesc situația dată, se uită ca la una minoră. Nu cu siguranță și situațiile în care alți consumatori au constatat aceste produse ca fiind alterate, pur și simplu le-au aruncat la gunoi, neacționând în sensul sancționării acestui comerciant care a permis plasarea pe raftul său a produsului alterat. Ceea ce este un fapt regretabil. Cazurile minore oricum trebuie reclamate, fiindcă per final ele duc la îmbunătățirea situației în general. Domnule Ciuhri, eu vă rog, prea la spuneți. Această întrebare spun careva cuvinte. Eu zic că, în primul rând, iarăși menționez că sunt foarte multe petiții ce țin de elementele. Părere de bine, agenția practic 90% le soluționează neajungând în instanță. Adică consumatorul, toate revendicările care sunt cerute de a fi impuse unui sau altui agent economic, agenția se străduiește ca acest consumator să fie mulțumit de acțiunile agenției și agentul economic să-i ramburseze, să-i returneze valoarea, contravaloarea produsului și numai în cazul când consumatorul solicită și nu ajung la un consens cu subiectul economic, cât ține partea morală,
prejudiciu moral, atunci se apelează deja la instanță. Domnule Ciucrie, asta nu ține oare și de toleranța noastră a concetățenilor? Pentru că spunea și domnul avocat, deseori, probabil fiecare dintre noi ne-am pomenit în situația unui produs alterat. Fie că suntem indiferenți, fie că nu avem timp să mergem la magazin să returnăm, fie că ne este rușine și așa mai departe. Și aceasta este o cauză, este într-adevăr o cauză când un consumator nu se adresează la agenții sau altă autoritate, ci ține, care este abilitate cu funcții de protecție a consumatorului. Aici poate se cer mai multe forme și mecanisme reale de a constrânge, de a trage la răspundere, domnul avocat, noastră. Cu siguranță, dar nu orice mecanism nu este viabil dacă este lipsit de voința consumatorului de a acționa mai departe. Este nevoie, cred că, de anumite acțiuni de sporire a culturii juridice și a responsabilizării comerciantului, că chiar și cea mai mică încălcare generează, va genera pentru el sancțiuni destul de impunătoare. Domnule avocat, și altă problemă este problema că ar trebui și consider oportună totuși intensificarea controalelor de stat în acest domeniu pentru nu admite ridicarea responsabilității acelor subiecte economice care au în activitatea sa comerț cu produse alimentare. Adică sunt mai multe măsuri. Este necesar de mai multe măsuri de întreprins pentru ca produsul să nu ajungă alterat sau, spunem, necalitativ pe masa consumatorului. Domnule Cehri, epopeia asta cu condica de reclamații mai e valabilă? Se ține cont de ea? Sau, după câte mă documentam și pentru această emisiune, un agent economic avea câteva condici de reclamații, în una nu se scrie de vreo 3-4 ani, alta era cât de cât mai activizată, informală era până la urmă. Oricum, în orice control efectiv toată inopinat control de stat, este verificat acest registru de reclamații și în cazul dat care am văzut secvențele, acest agent economic va fi sancționat numai pentru că nu a dorit să discute și nu a soluționat petiția consumatorului în termen. Adică condica va fi examinată toată, se va depista, este gestionată conform prevederilor legale sau nu. Și atunci acest agent economic va fi iarăși supus sancțiunilor administrative. Domnule avocat, care este rolul condicii de reclamații? Condica de reclamații ține evidența activității sau, mai bine zis, felul cum este percepută activitatea acestui întreprinzător de către consumatorul său. Dar, așa și cum s-a spus, odată ce este în controlul deplin a agentului economic, există riscul ca să fie substituită, da? O condică unde sunt arhiplină cu reclamații, fie substituită cu o condică arhiplină de mulțumiri. De aceea, preferabil pentru exercitarea probațiunii într-o instanță să fie totuși remisă o somație scrisă, nu în ultimul rând, prin avizul recomandat. Domnule Ciuhrie, la redacție s-a adresat și un consumator care a solicitat anonimatul, dar a depistat de fapt o încălcare la ceea ce privește prestarea de servicii. Este acum în legătură telefonică cu noi, vom încerca să aflăm care a fost întreaga istorioară și să vedem de ce până la urmă nu se face dreptate și în cazurile care ne confruntăm noi zilnic până la urmă. Rog regia ca să avem legătura. Alo. Alo, bună seara! Bună seara! Mă numesc Vlad Madan, suntem la emisiunea Reflector Analitic de la Accent TV. Vreau să vă întreb, unde și în ce circunstanțe v-au fost încălcate drepturile dumneavoastră în calitate de consumator? Deci, la sfârșitul lunii octombrie, împreună cu câteva prietene de ale mele, am apelat la serviciile de saună la Hotelul Imperial și, atenționez, hotel de 4 stele. Respectiv, fetele de la recepție ne-au cerut să achităm inițial prin intermediul terminalului suma de 400 de lei, fiind convinși că serviciile corespund celor expuse pe pagina web a hotelului. Ne-a fost o mare mirare atunci când am ajuns la fața locului și am constatat cu indignare că condițiile nu corespund nici pe departe cu cele indicate pe pagina web. În loc de saună de lux am găsit pereții plini de mucigai, piscina cu apă murdară, iar condițiile igienico-sanitare ne indicau că de mult timp nimeni nu s-a mai ocupat de curățenia în localul respectiv. Spuneți-ne, vă rog, care au fost acțiunile pe care le-ați întreprins atunci când ați văzut acest lucru?
Deci atunci când am văzut aceste condiții, evident, renunțând la ele, am cerut să ni se restituie banii, cei 400 de lei achitați prin terminalul și încă 170 la recepție pe care am achitat înainte să fim conduși în sala de odihnă. Și respectiv, recepționista a invocat faptul că nu are dreptul să ne restituie banii imediat și că după scrierea unei cereri, ci că timp de 24 de ore urmează să ne restituie banii. Astfel, după trecerea celor 24 de ore, insistând returnarea mijloacelor financiare, am fost înștiințată că acestea nu pot fi întoarse odată ce au trecut prin contabilitatea instituției. Și în mod repetat, angajații hotelului încercau să se eschiveze de a oferi un răspuns ferm și înțelegând că nu voi mai primi niciodată acești bani, evident că am apelat la agenție pentru protecția consumatorului. Spuneți-ne, vă rog, care a fost reacția până la urma agenției? V-a clarificat acolo? Atunci când am prezentat cererea la protecția consumatorului, am rămas surprinsă să aflu că în aceeași situație, ca să mă înțelegeți, s-au pomenit mai multe persoane și că 18 dintre ele, ca și mine, au depus o astfel de cerere. Iar la întrebarea mea care vor fi acțiunile ulterioare, angajații instituției au spus că urmează să depună un demers la minister ca să ceară permisiunea de a acționa. Spuneți-ne, vă rog, pe final, dumneavoastră, până la ora actuală, ați primit vreo recompensă materială? Nu, deci reprezentanții agenției ne-au spus că în termen de 30 de zile urmează să primesc un răspuns, însă, din păcate, nici până în ziua de astăzi nu l-am primit, banii nu mi-au fost restituiți, iar problema a rămas, din păcate, nesoluționată. Noi vă mulțumim frumos pentru această intervenție telefonică. Vom încerca să găsim răspuns la mai multe aspecte împreună cu invitații ediției de astăzi. Vă mulțumim. Domnule Bot, cred că de la dumneavoastră începem. Achitarea inițială e corectă? Bine, pentru aceste servicii. Legea nu interzice achitarea în avans a anumitor servicii, doar că nici legea impune ca aceste servicii să corespundă anumitor parametri la care se așteaptă consumatorul. În cazul dat, din câte am înțeles, respectivele servicii au fost contractate prin vizualizarea lor pe pagina web. Da. Și respectiv consumatorul, odată prezent în acel local, se aștepta la cu totul altă calitate decât situația se vadă acea situație. O altă întrebare pe care mi-am notat-o din ceea ce a spus această consumator, de ce nu se returnează banii? Pentru că fiecare dintre noi am vrea de aici să pornim. Odată ce nu am fost mulțumiți de serviciul pe care ne-a fost oferit, măcar banii să-i avem înapoi. Cred că acel întreprinzător consideră că are suficiente pârghii să schiveze de la răspundere, da? În sensul în care nimeni nu i-a înaintat la moment reclamația în instanță, da? Pentru aprobare. Epopeea cu 24 de ore e valabilă sau de unde s-a luat ea? Dacă însăși întreprinzătorul a convenit că va restitui asemenea bani sau va fi soluționată cererea în 24 de ore, îl vizează. Deci chestia e că de așa natură, încă odată fiind înaintată reclamația, ea urmează a fi examinată. Pentru întreprinzători nu există termen, de exemplu, ca pentru autoritățile publice, de 30 de zile sau 15 zile lucrătoare pentru soluționarea acestor somații. Și de aceea consumatorul însăși poate fixa aceste termene ca serviciul să fie remediat. Fapt expres prevăzut de lege prin protecția consumatorului. Domnul Cehrei, în cât timp pot fi remediate aceste situații? Pentru că avem un caz specific. Până la urmă a fost și eu un caz din sfârșitul lunii octombrie. Da, mulțumesc că zic că, într-adevăr, acum eu cunosc acest fapt. Aceste petiții sunt, într-adevăr, multe, peste 20 de petiții s-au adresat la noi și în ziua de astăzi, mai mult de jumătate din petiționari deja au fost restituiți contra valoarea acestor bani. Și acum, la moment, eu cred că maximum o săptămână doamna va primi o invitație în cadrul agenției unde agentul economic îi va returna acest bani. Mai mult de jumătate din peționari deja au ridicat acești bani la agentul economic. Vă zic, se efectuează controlul la această instituție, la acest subiect economic și deja problema este în examinare și el a cerut timp pentru că nu are
surse financiare de a achita la toți odată și să invite 3, 4, 5 consumatori în incinta APC-ului, în comun cu colaboratorii APC-ului, în comun cu organele de poliție, în comun cu consumatorii și administrația imperială, unde se restituie la toți în baza cecului sau în baza adică probilor argumentate se restituie contravaloarea, adică banii consumatorului. Spuneți-ne, vă rog, cât de des se efectuați controle inopinate? Pentru că de aici probabil ar trebui să încercăm să eradicăm aceste maladii. Controlul inopinat se efectuează în orice caz când este depus o petiție sau a parvenit o sesizare. Adică petițiile pot fi depuse atât în format electronic, prin cum a fost și la... Pe parcursul lunii noiembrie, spre exemplu, câte controle inopinate ați efectuat? Nu le-am dat număr, însă multe. Multe am efectuat, practic... Care au fost cele mai grave nereguli pe care le-ați depistat? Păi cele mai grave, totuși, după cum și-ați, cred că au fost mediatizate în mass media, au fost controlele efectuate la unele supermarketuri, cât ține comercializarea produselor culinare. Unde au fost depistate un șir mare de încălcări și niște încălcări grave și sigur că noi ne străduim toate cele mai grave încălcări de a le mediatiza, de a le aduce la cunoștință consumatorului, să nu călcăm, spunem, între aceeași groapă unul și același consumator sau dacă a călcat unul, să nu calci și a doilea consumator. Domnule avocat, ce risc acești agenți economici care au încălcat legea? I-am văzut și în reportajele anterioare, am văzut și în reportajele elaborate de către colegii noștri și în intervenția telefonică. În mod normal, sancțiunile impuse de către APC în temeiul răspunderii contravenționale și nu în ultimul rând repararea prejudiciului material, eventual moral, reclamat de către consumatorul prejudiciat. Asta ar fi răspunderea. Da, ar fi și alta, pentru că agenția are pârghii mult mai drastici, spunem, decât sancționarea. Una este că nu este sarcina de a sancționa agentul econom sau persoana fizică responsabilă, conform codului contravențional. Măcar că sancțiunile sunt destul de usturătoare. Pentru prima încălcare a prevederilor legale se sancționează odată cu, spunem, 500 de unități convenționale. A doua oară se dublează și a treia oară se triplează deja. Și dacă parcursul unui an calendaristic acest agent economic deja a avut 3 încălcări, 3 ori a fost depistat încălcări, o zic că a patra, a cincea, a șasea depistare a încălcărilor permanent va fi triplu amendat. Vă dați seama că aceasta este un minimum 30-40 de mii de lei și dacă pe parcursul unei luni are câte o încălcare și câte un control inopinat, toate sursele lui circulante nu vor mai fi în întreprindere, însă vor fi în bugetul țării. Și a doilea, în afară de sancționare, îi se eliberează prescripții de înlăturare a neconformităților, unii el se angajează, agentul economic se angajează. Un fel de recomandări, să înțelegem. Nu e recomandări, e prescripții care trebuie îndeplinite obligatoriu. Pentru neîndeplinirea prescripției se sancționează și sancțiunile sunt foarte iarăși drastice. Vă zic că și această prescripție, dacă se mânează odată, nu s-a înlăturat neconformitățile depistate, se mânează a doua oară și iarăși nu se înlătură aceste neconformități, suntem în drept de a interveni, a apela la instanță pentru a stopa activitatea acestui agent economic. Adică, iarăși revin, nu este sancționarea prima, toate în comun și la sigur vă asigur că cel mai mare lovitură către un agent economic care nu este responsabil, este consumatorul. Vă zic, noi mediatizăm chestia aceasta și le arătăm consumatorului. Dragi consumatori, nu procurați și o să fie timp chiar și la entitatea în care s-a efectuat un control și s-a depistat o dată, două, trei ori, vom publica aceste entități, le vom spune în lista neagră, cum așa, și le vom publica pentru consumatori, ca consumatorul să știe, pentru că dacă nu va fi consumatorul, orice agent economic și va pierde activitățile, de va bancrotiza. Domnul Bot, vreau să vă întreb un lucru foarte tranșant. Toate oalele, atunci când vorbim despre, să zic, consumatori nemulțumiți, se strică în capul agenției pentru protecția consumatorului,
ce face poliția, ce fac celelalte instituții ale statului atunci când este vorba de asigurarea calității. Agenția, de fapt, nu este unica autoritate competentă în protecția drepturilor consumatorilor. De exemplu, dacă vorbim despre încălcarea drepturilor consumatorilor în domeniul energetic, competența atunci revine, de exemplu, ANRE-ului. Lista urmează a fi completată în dependență de domeniu în care vorbim despre prejudicierea drepturilor consumatorilor. Da, dar ne referim la poliție, la procuratură, la alte organe, au ele tangență? Poliția și procuratura au de regulă tangență în sensul constatării. Examinarea cazului ca atare, deci ține de autoritate direct indicată ca agent constatator în cazul dat APC-ul. Sau, după caz, în dependență de domeniu, cum am amintit, structura ANRE-ului. Ar fi competent. Problema constă în altceva, fiindcă la nivel național, spre deosebire de practica internațională, deci avem, așa să definesc, un spectru limitat de protecție a dreptului consumatorului. Deci consumatorul este acea persoană fizică care procură sau procură un bun sau un serviciu pentru sine. Dar problema se pune atunci când acest bun sau serviciu este procurat doar de la către un întreprinzător. Dacă acest serviciu este procurat iarăși pentru sine de la o persoană care nu practică activitatea de întreprinzător, atunci competența Agenției pentru Protecție Consumatorilor de fapt nu există. Și la drept vorbind nu există nicio structură națională care să se ocupe de încălcarea acestor cazuri. De exemplu, cazul asociațiilor de locatari, care de fapt gestionează serviciile comunale pentru persoanele care locuiesc în bloc. Nu sunt sancționate de către agenții din simplu motiv că nu este competența agenției să se ocupe de asemenea cazuri. Domnule avocat, după ce ne-am adresat la agenție, am primit sau nu am primit un răspuns? Noi putem merge în instanță de judecată? Desigur. Ori necontenciosul administrativ, dacă APC-ul sau persoana care s-a adresat la APC consideră că APC-ul nu a soluționat petiția sa, poate merge cu contestarea acestui răspuns prin, sau refuz prin procederea unei proceduri prealabile. Deci, înaintarea unei cereri, primirea refuzului, contestarea refuzului, merge în instanță toate procedurile intermediare durând câte 30 de zile per perioadă. Domnule Ciuhri, în ultimul timp, cu părere de rău, noi, reprezentanții media, am scris foarte mult despre produse alterate care ajung în grădinițe, în școli și așa mai departe. Chiar pe parcursul zilei de ieri, în grădinița 113, spre exemplu, 5 copii au fost internați. Care este rolul APC-ului aici? Cu părere de rău, rolul APC-ului nu există aici. Din ce considerăm? În primul rând, nu s-au adresat. Noi am avut pe parcursul anului 2016 doar 3 petiții care s-au adresat din partea instituțiilor preșcolare și școli. Da. Doi, dacă cunoașteți, a fost adoptată legea 18 cu privire la moratoriu, unde nu am avut posibilitatea de a efectua controale oficiale. A fost stopate aceste controale oficiale. Însă noi, ca agenție, aș vrea să duc la cunoștința dumneavoastră un lucru. Agenția nu efectuează controale totale. Se efectuează controale selective pentru a evidenția care problemă există și aceste probleme de a le transmite pentru soluționare sau eu știu pentru da, a... Oricum, probabil sunt selectate din numărul de plângeri, din numărul de plângeri pe care le aveți foarte corect, din calcularea criteriilor de risc. Da. Și în afară de aceasta, controale tematice, adică noi nu ne-am eschivat de aceste probleme. Au fost efectuate probleme cât în taberele pe Unirești, adică controale tematice la moment. La începutul zilelor de școală, în septembrie, se efectua controale tematice la diferite instituții, atât preșcolare cât și școlare. Se evidențiau problemele, se evidențiau neconformitățile, se sesizau organele abilitate cu funcție de autorizare acestor, spunem, cantine, acestor blocuri de alimentație publică. Se autorizau, se sesizau de asemenea și primăriile, direcțiile de tineret care sunt responsabile pentru sau gestionează aceste entități. De ce? Vă spun că nu efectuăm controle totale la asta. Controlele aceste selective ne dau posibilitatea de a, spunem, concluziona niște probleme existente și a le arătat tuturor. Iată, acestea sunt problemele care trebuie soluționate. Domnule avocat, spuneți-ne, vă rog, atunci când persoana responsabilă a agentului economic se eschivează la prezentarea documentelor necesare, care sunt acțiunile ce urmează a fi întreprinse?
Probabil membrii agenției se confruntă și cu asemenea situații. Cu siguranță se confruntă, dar fiecare agent economic în activitatea sa trebuie să dețină un anumit set de acte pentru a demonstra proveniența mărfii, certificarea ei, faptul dacă ea poate fi pusă sau deține dumnealui licența necesară pentru a comercializa un asemenea produs. Deci dacă nu va fi, avea setul de documente necesar, agenția poate, apropo, intenta și o procedură în sensul sesizării camerei de licențieri pentru retragerea licenței, dacă e vorba despre o activitate licențiată, sau să aplice sancțiunile de rigoare despre care a vorbit domnul Ciucrie anterior. Se aplică sancțiunile, însă sunt cazuri foarte puține, când un agent economic se eschivează de a prezenta actele numai în cazul că nu le are. În cazul că nu le are, atunci nu le prezintă. Să zic, se sancționează oricum. Însă impedimentul unui inspector de stat, adică neprezentarea unor acte intenționat, atunci se sancționează dur. Domnule Ciuhri, vreau să rămânem în albia produselor preparate care se vând în magazinele sau în marketurile de la noi. Relativ, cineva ar putea spune că problema încă nu este atât de gravă pentru că suntem în perioada rece al anului, dar asta nu este o scuză. Până la urmă, aceste salate, tot felul de produse care sunt fabricate fie în cadrul acestei instituții, fie că se aduc, trebuie să conțină obligatoriu ora producerii și trebuie să fie lucrul ăsta transparent făcut? Da, la ziua de astăzi legislația prevede că toate produsele expuse prin comercializare trebuie să fie însoțite de informație care în mod obligatoriu se indică ora și ora producerii sau dacă produsul, termen de valabilitate a produsului este calculat în ore, atunci el este necesar de a indica ora fabricării și ori termenul de valabilitate, ori data limită de consum sau ora limită de consum. Dacă eu, în calitate de consumator, merg în unul dintre aceste magazine, iar ceea ce spuneți dumneavoastră lipsește, care sunt drepturile mele? Am dreptul a cere aceste explicații? Oricum, în mod obligatoriu aveți dreptul. Și ei sunt în mod obligatoriu responsabili și trebuie să vă prezinte un act, o fișă circulară când aceste produse sunt fabricate. Dacă nu găsiți nici în această fișă circulară când aceste produse sunt fabricate și cât termen au de valabilitate, atunci eu recomand la toți consumatorii de a refuza și nu a procura acest produs și a sesiza organele respective. Agenția pentru protecția consumatorului sau, eu spunem, ANSA sau alte autorități cu funcție de protecție a consumatorului. Ce se întâmplă cu produsele alterate? Sau produsele care deja expiră termenul de valabilitate. Pentru că și în reportajele pe care le-ați prezentat anterior, am văzut că de pe rafturile, sau cel puțin am concluzionat, că de pe rafturile magazinului se ajunge în bucătărie, chiar aceeași brânză, aceeași smântână și sunt produse tot felul de bucate. Produsele alimentare cu termenul de valabilitate expirat, obligatoriu trebuie să fie utilizate condiționat, adică nimicite. Ele nu mai pot. Nimicirea de cine se face? Nimicirea se face în dependență de costul lotului de produse, se face de către agentul economic. Dacă costul este mai mare, în prezența poate a inspectorului sau a, spunem, medicului igienist sau medicului sanitar veterinar din teritoriu. Se invită, ca exemplu, au întreprinderi ar trebui să dețină și contracte de deservire, care acești demnitari vin și inspectează întreprinderea și în prezența lor se nimicește. Se stochează, se nimicește, însă nici de cum nu pot fi stocate în bucătărie, spunem, în secția de preparare a produselor. Este nevoie de un... Dar avem asemenea cazuri că nu se stochează? Când această transparență lipsește până la urmă? În majoritatea cazurilor această transparență lipsește, pentru că, după cum ați văzut și în subiectele care au fost prezentate anterior, agenții economici, practic, încalcă legislația, spunem, utilizează aceste produse pentru prepararea produselor culinare care sunt expuse iarăși în comercializare și, cu părere de rău, apar și toxicoinfecții, apar și boli acute și așa mai departe. Consumatorii au ce păgubi după aceste produse.
Astăzi suntem în data de 15 decembrie. Se poate întâmpla ca să mergem într-un magazin, să procurăm, nu știu, spre exemplu, o franzelă și să constatăm că ea a fost fabricată pe data de 16. Probabil ați avut cazuri din astea. E o încălcare? Desigur că e o încălcare, fiindcă este un nonsens să vezi un produs din viitor. Da, da, aici vreau să ajung. Cred că e o practică care... Și de ce are loc? Pentru a facilita, nu știu, furnizarea, transportul mărfii, livrarea ei la o anumită oră pentru a o comercializa mult mai ușor. Prelungi termenii. Exact. Prelungi termenii. De valabilitate. Este o practică care urmează a fi condamnată și, mai mult decât atât, este un temei pentru a sesiza organele de stat în vederea verificării calității acestui produs. Fiindcă e una să indici o dată din viitor și cu totul alta să constați când de fapt a fost fabricat acest produs, fiindcă nu întotdeauna data fabricării indicată pe ambalaj coincide totuși cu data fabricării produsului din interior. Atunci când vorbim despre aceste cazuri, până la urmă, vreau să delimităm foarte strict sau foarte atent care sunt competențele agentului economic. Până la urmă, angajații, dacă vorbim în cazul unui magazin, sunt obligați să verifice zilnic calitatea acestui produs și termenul expirat să fie exclus. De ce se admit totuși aceste erori? Dacă, de exemplu, exemplu care l-ați adus în discuția precedentă, agentul economic, în cazul dat magazinul vizat de reportaj, a acceptat un produs care, în data de 15, care de fapt este fabricat pe data de 16, în mod normal, acest produs trebuie să fie refuzat de a fi primit și plasat pe rafturi pentru a fi vândut, fiindcă generează suficiente suspiciuni că acest produs pur și simplu nu corespunde parametrilor de calitate. Altă întrebare, când se plasează un produs expirat pe rafturi, la fel, urmează a fi refuzat, fiindcă în mare măsură agentul economic care plasează pe rafturile cele, el răspunde pentru calitatea acestui produs. De ce? Din simplu motiv că nemijlocit contactează cu publicul larg, cu consumatorul care urmează să procure acest produs. De aceea răspunderea trebuie să fie plenară, nu numai pentru producător, dar și pentru distribuitor. Domnule Ciuhri, vreau să vă întreb, și telespectatorii noștri ne-au sugerat o întrebare. În anumite țări, chiar europene, există un bloc separat unde sunt incluse produsele care urmează să, a cărui termen de valabilitate urmează să expiră în câteva zile sau în câteva ore. Până la urmă, cazul Republicii Moldova, de ce nu se preiau aceste practici? Și tot aici vreau să vă întreb, produsele care ar conține mai multe substanțe nocive, dacă zic lucrul ăsta mă refer la euri, nu ar fi fost cazul ca să fie iarăși într-un bloc separat pentru ca sănătatea concetățenilor noștri să fie pus pe prim plan? Până în prezent nu există așa reguli, însă cu părere de bine, acum este în discuții, în aprobare, spunem deja, cred că va fi o lege nouă ce ține de informarea consumatorului, unde sunt preluate, cum ați spus dumneavoastră, din Comunitatea Europeană reglementările ce țin de acest domeniu, de domeniul de informare a consumatorului, și vă asigur că legea e destul de pozitivă, e destul de bună și vor impune agenții economici ca să indice, să informeze consumatorul despre toți aditivii utilizați, despre ce materii prime, despre acei alergeni și așa mai departe, așa mai departe. Adică noi ne dezvoltăm, societatea se dezvoltă, apar noi relații, apar noi produse și sigur că și cadrul legislativ... Aici vorbim evident și de un alt preț pentru da, că și cadrul legislativ trebuie să fie performant, permanent modificat. Și de ce eu vă spun că acum este un proiect de lege. Agenția noastră a venit cu asemenea proiect de lege în Parlament sau către organele superioare? Nu, agenția, vă zic că proiectul de lege este propus de către autoritatea de reglementare, aceasta este Ministerul de Agricultură și Industrie Alimentare, însă noi am participat la elaborarea, la examinarea acestui legi și chiar acum recent a fost ședința Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul Republicii, unde deja acest proiect a fost practic aprobat și dacă va fi aprobat de guvern, va fi transmis în organ legislativ pentru a fi aprobat. Lege.
sub formă de lege. Domnule avocat, haideți să revenim un pic la cultura juridică, ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme. Pe de o parte, ăsta credeți că este principalul argument atunci când practic zilnic ne ciocnim cu asemenea cazuri? Sau vorbim despre incompetență și nedorința agenților economici? Sau poate eschivarea organelor abilitate de a face această regulă până la urmă? Pentru că cineva ar putea să invoce deja, avem 25 de ani de independență. S-ar părea că un sfert de secol este suficient pentru ca să fim siguri de ceea ce consumăm noi. Și am văzut în reportajul nostru, mi-a plăcut argumentul pe care l-a adus acel domn. E bine că a nimerit la o persoană matură. Ce se întâmplă cu un copil care consumă asemenea produse? Eu cred că răspunsul are unde se găsește în raport cerere-ofertă. Dacă consumatorul nostru a reclamat prin cererea sa un produs de calitate, respectiv și standardele ofertei ar fi unele mai mari, respectiv ar genera și o competență mult mai sănătoasă între agenții economici ca asemenea practici de plasare pe raft a unor produse alterate să dispară totalmente, fiindcă odată ce este admis de către consumator ca asemenea produse să fie plasate pe raft fără ca aceste cazuri să fie reclamate, în virtutea faptului că fie este un produs nu atât de însemnat, că vom pierde mai mult timp de fapt pentru soluționarea acestui caz, că de fapt investiția, de exemplu, pentru soluționarea în instanță, da, acestui litigiu de fapt este mult mai mare decât ceea ce te aștepți să obții de la soluționarea acestui caz. Deci toate aceste momente sau impedimente de fapt și generează faptul că cererea noastră nu este formulată suficient de strict, clar și imperativ în fața întreprinzătorului care admite asemenea situație. Domnule avocat, o întrebare pentru a face puncte de legătură către domnul Ciuhrii. Despre majoritatea cazurilor constatate către agenții, îmi permit să concluzionez, sunt din urbe. Ce se întâmplă în localitățile rurale, în magazinele care știm așa cum sunt ele? Avem de acolo situații diferite, avem plângeri, avem o informare a cetățenilor pe potrivă? Cred că trebuie să constatăm că, într-adevăr, pe segmentul rural nu avem informarea necesară a consumatorului, astfel încât și acolo cazurile să fie reclamate. Cred că acolo chiar sunt mult mai grave. Dar ce să faci, fiindcă în unele localități ne confruntăm cu situația că există un singur magazin, un singur distribuitor de produse per localitate. Și atunci ce e de făcut? Domnule Ciuhrii, magazine în care se vinde pâine alături de cuie și de detergent. Am văzut, cred că nu o singură dată. Ce face agenția? Cât de multe reclamații avem din mediul rural? Într-adevăr, reclamații din mediul rural sunt mai puține, însă aceasta nu ne eschivează de efectuarea controlelor. Noi cât de des sunteți acolo? Mai des decât în urbe? N-aș spune că mai rar. O să zic că controlele oficiale acolo sunt întreprinse, chiar și iată în săptămâna aceasta am inițiat în sate, dacă nu mă știu, 6 controle la magazine alimentare. Și iarăși menționez controle selective. Am avut așa cazuri când pe perioada moratoriului noi am avut câteva companii de informare a consumatorului. Păi noi mergem și în sate, și în școli, și în școlile din sate, la primării, la consiliile raionale, unde sunt invitați atât consumatori cât și subiecte economici. Și am avut chiar succese, pentru că așa un exemplu. Vă rog, într-un sat, am venit că a parvenit o petiție comună din sat, că iată avem 2-3 magazine și avem permanent termen expirat. S-a format o grupă de inspectori, ne-am deplasat în sat și am verificat toate magazinele din sat. După aia toate magazinele au fost sigur sancționate. Petiția comună care a fost s-a adeverit totalmente. După aia ne-am adunat în primărie cu toți agenții economici, s-au adunat și consumatorii și am stat de vorbă. Am început să le dezghiocăm, spunem, să le aducem la cunoștință cât subiectelor economici, atât și consumatorul în prezența primarului. Primarul s-a sculat și a spus că oameni buni, de ce nu vă adresați la noi? Și el are dreptate. Adresați-vă la agenții, administrația publică locală, pentru că el este autoritate care până în ziua de azi a emis cele autorizații de funcționare. El are totuși
care va pârghi pentru a soluționa petițiile de acolo, pentru a-l impune pe acel agent economic sau subiect economic de a-și onora obligațiunile. Pentru că până afla punctul de vedere a domnului avocat raportat la rolul administrației publice locale pe care și mi l-am notat, vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Rămânem în localitățile rurale, unde avem zeci de cazuri când o persoană fizică își deschide în propria curte un așa zis bar sau unii ar zice un punct, nu știu de care, comercial, în care sunt vândute băuturi alcoolice, dar și produse alimentare. Iarăși fac referință la noi, reprezentanții presii, care am vorbit în repetate rânduri de calitatea băuturilor alcoolice care sunt vândute acolo și rămân în albia la ceea ce se numește respectarea igienii până la urmă. Agenția face ceva în vederea stopării acestui fenomen? Pentru că am avut decese, îndrăznesc să zic, de pe consumul băuturilor alcoolice consumate sau cumpărate în aceste condiții. În mod normal că da. Adică un inspector, dacă vine cu un control oficial, se examinează nu numai produsele alimentare, se examinează serviciile de comerț, adică începând cu intrarea în întreprindere, denumirea întreprinderii, regimul de lucru, informația pentru consumator, condițiile de păstrare, etichetarea, indicatoarele de prețuri, calitatea și inofensivitatea produselor, documentele de origine ce confirmă calitatea sau certificarea acestor produse și în cazul când un produs, indiferent alimentar, nealimentar sau produse alcoolice, are o suspiciune, el este prelevat, plasat în laborator, avem și surse bugetare care achităm aceste, se plasează într-un laborator terță parte, se investigează și în cazul când acest produs este, spunem, ori falsificat, ori ofensiv pentru sănătate, se întreprind măsurile respective. Domnule avocat, rolul administrației publice locale în contextul menționat ceva mai devreme. Autorizarea unui fiecărui punct de vânzare cu siguranță se face prin actul emis de către autoritatea publică locală. Ceea ce domnul Ciuhrie corect a punctat, că cine știe mai bine propriul întreprinzător decât primarul localității. Dar poliția de sector, polițistul de sector? Iarăși are competențe de constatare. Supune autorității, da, administrații publice locale, fiindcă nu, ultimul rând, și finanțarea merge de acolo. Dar ei au rol de constatare. Dacă documentarea acestui caz va fi una bună, cu siguranță rolul APC-ului devine unul facilitar, în sensul în care ea intervine cu acțiuni de emitere a prescripțiilor și, din nou, în ultimul rând, de sancționare acestui agent economic. Și vreau să menționez, da, să completez pe final de emisiune. Da, vă zic că foarte corect a spus domnul avocat. Avem foarte multe sesizări de la poliție, avem foarte multe sesizări din cadrul direcțiilor raionale de siguranță alimentelor. Ei, ca agenți constatatori, întocmesc acte sau acte de constatare sau, în cazul poliției, chiar și procesele verbale de contravenție și ele sunt remise către agenții. Noi le examinăm și avem în fiecare săptămână, chiar săptămâna asta, pare mi se 8-9 dosare s-au întocmit pe cauzele care ne-au sesizat din raioane, din administrațiile publice locale, din aceste direcții. Domnule Ciuhrie, domnule Bot, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. În numele întregii echipe, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. O seară bună!